De curând a avut loc o tabără special creată pentru elevi de către cadrele didactice și directorul școlii gimnaziale Sfântă Maria Orlea. Tabăra s-a desfășurat în comună, în cadrul școlii, iar noțiunile teoretice învățate pe parcursul anului școlar au putut fi aplicate în activitățile de zi cu zi. La tabăra intitulată Viața la Sfântă Maria Orlea au luat parte 33 de elevi și 6 cadre didactice, iar bucuria și implicarea elevilor i-au făcut pe profesorii organizatori să ia în serios transformarea taberei într-o activitate de vacanță tradițională în școala lor în următorii ani. Cele mai multe activități au fost gândite în așa fel încât copiii să facă cumva legătura între ceea ce învață teoretic la școală și ceea ce ar trebui să aplice în practică. Am avut și geografie când ne-am plimbat în teren și trebuia să ne orientăm. Am avut și biologie când am cules și am recunoscut plantele și ne-am făcut ierbarele. Am avut și geologie când am vizitat Valea Dinozaurilor, situl de la Scoabă. Am avut și matematică când am măsurat și am tăiat ca să ne facem amenajarea din curtea școlii. Pe parcursul celor 5 zile de tabără, elevii au luat parte la o serie de activități interesante, au făcut excursii prin comună pe Valea Dinozaurilor, dar și la punctele de vizitare ale Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, contribuind totodată și la dotarea și înfrumusețarea școlii. Am făcut bănci pentru școală, am făcut din cauciucuri vechi de mașini, le-am vopsit și am făcut bănci cu niște scânduri, le-am bătut în cuie. Am făcut un panou pentru părinții care nu au voie să intre în incinta școlii în cursul anului școlar și ne-am jucat foarte mult. Am făcut și niște tricouri cu niște flori, le-am presat cu ciocanul, le-am bătut și ori și niște modele deosebite. Cel mai mult mi-a plăcut că am învățat lucruri noi pe care, dacă nu era tabără, poate nu le făceam niciodată. Unul dintre lucrurile care le-ai învățat acum și nu le știai? Păi am învățat tot felul de lucruri despre plante, am văzut tot felul de plante care nici măcar nu ne gândeam că există. Am fost în Valea Dinozaurilor și le-am cules și am făcut și ierbare care o să rămână la școală. Activitățile desfășurate în cadrul taberei de la Sfântă Maria Orlea au fost atât pe placul elevilor cât și pe placul profesorilor, iar împreună au creat adevărate amintiri de neuitat. Băiețelul meu în prima zi mă întreabă: mama, dar mergem din nou să învățăm? Și zic: nu, mergem să ne distrăm. El nu a participat până acum la o tabără și ieri mi-a zis: să știi că a fost cea mai frumoasă săptămână din vara asta. Deși am fost la mare și în alte locuri, mai mult l-a încântat venitul la tabără decât mersul la mare, de exemplu. Și a fost așa o săptămână plină de distracție și voie bună. Ideea taberei a apărut după ce, în urmă cu aproximativ un an, școala din comună a derulat un proiect împreună cu Fundația Noi Orizonturi pe aceeași idee de tabără interdisciplinară la școală.